Dragi prieteni, este un proiect pe care eu îl consider un proiect al românilor de pretutindeni, pe care îl oferim societății, lumii. Este un proiect care a fost inițiat într-o discuție cu românii care lucrează la Google în Irlanda, în cadrul unei vizite oficiale pe care eu am făcut-o în 2014 și a apărut acest parteneriat cu Google Institute. Astăzi se închide o primă etapă. O să-l invit pe Dan Bulucea, Google România, să vă prezinte acest tur virtual, care sper să crească numărul de cotizanți la vizita acestui frumos palat al Parlamentului, pe care românii l-au construit din 1980 cu fonduri proprii și care arată totuși, în afara unei clădiri reci, poate câteodată, arată și eforturile pe care o societate, timp de 30 și ceva de ani, le-au făcut pentru generațiile viitoare. Dan, te rog frumos, ești invitatul meu și mulțumesc foarte mult pentru deschiderea pe care Google a arătat-o față de Parlamentului pe Camera Deputaților. Încă o dată mulțumesc. Bună dimineața tuturor! Se aude? Mulțumim mult pentru prezență. Suntem onorați și bucuroși. Din când în când anunțăm câte ceva în România, de fiecare ne bucurăm, dar câteodată ne bucurăm în mod particular de ceea ce anunțăm. Și în categoria asta, în mod cert, intră și ziua de astăzi. Dacă ne gândim la parteneriatul pe care l-am avut, ce a fost menționat, că într-adevăr a început acum aproape 2 ani cu o discuție, 2 ani mult, puțin, pentru un astfel de proiect, probabil că, ținând cont că este doar un început, e foarte valoros, pentru că reușește să facă cumva România mai cunoscută în lume. Și mulțumim în mod sincer echipei cu care am lucrat, pentru colaborarea extraordinară pe care am avut-o, în așa fel încât una din clădirile cel mai impresionante din lume, credeți-mă, de câte ori avem musafiri în țara noastră, sunt multe lucruri care se știu despre România. Dar a vedea Palatul Parlamentului este foarte sus pe agenda lor. Și în câteva rânduri am venit cu acel tur public care se organizează de a vizita și întotdeauna am reușit să impresionăm cu ceea ce este aici. Cum am putea să facem acest lucru dintr-o dată disponibil pentru toate cele miliarde de oameni de oriunde din lume care au acces la internet și ar putea să iau un prim contact cu ceea ce avem noi în România. În acest context se regăsește și dacă ne gândim la... Avem puțin peste 5 ani de când am lansat birou din România. Au fost 3 mari direcții în care am încercat noi să contribuim, să reprezentăm și să punem la dispoziție ceea ce compania Google poate oferi pentru țara noastră. Pe de o parte, acest ecosistem care este internetul, cum pot companiile de orice dimensiune și din orice industrie să pună în valoare acest internet, încât să se dezvolte, să crească și România se distinge din punctul ăsta de vedere. O a doua componentă, cum facem România mai cunoscută în lume, valorile noastre, cultura noastră, tradițiile noastre, cum le facem mai cunoscute în lume și voi reveni asupra acestui aspect. Și cel al treilea, cum contribuim într-o lume digitală, într-o lume în care evoluăm și știm că online-ul joacă un rol atât de major, ne schimbă viața, România să fie mai pregătită. Și este parteneriatul pe care l-aveam cu Ministerul Educației, atât pentru școli cât și pentru universități, și a transmite aceste aptitudini de utilizare a online-ului. Revenind la cum facem România mai cunoscută, să știți că pornește de la lucruri elementare. A fi pe hartă în final. Google Maps, ca una din aceste produse disponibile la nivel global, este accesată de mai mult de 1 miliard de oameni în lumea întreagă. Și la lansarea biroului, chiar era primul anunț făcut în zona de Street View, această perspectivă la nivel stradal. Ulterior a fost completată și avem acum aproape 100% din țară acoperită. Am mers ulterior cu colecții speciale, monumente istorice, monumente de cultură, lucruri valoroase și cu care ne mândrim și care au fost de asemenea disponibile pe această platformă. Știu, Piața din Sibiu, Castelul Peleș, Castelul Bran, Cetatea Sighișoara, Palatul din Iași, Muzeul Satului. Se regăseau acolo și puteau fi vizitate virtual de oricine din lume.
Ulterior am mers pe această platformă care este Google Cultural Institute, în primul rând cu colecții istorice și primul parteneriat l-am avut acum 3 ani cu Televiziunea Română, un moment important din istoria noastră națională, Revoluția Română, și erau 4 colecții lansate la acel moment, disponibile pe Cultural Institute. Acum puțin de un an am avut primele muzee disponibile pe Cultural Institute, Brukenthal, Astra, Muzeul Statului, Muzeul Țăranului Român, disponibile pe Cultural Institute. Și astăzi ne bucurăm să avem un loc special disponibil pe această platformă. De câteva ori pe an se anunță o astfel de actualizare pe platformă. Astăzi este o astfel de actualizare și sunt peste 1000 de colecții anunțate astăzi. La nivel global se face acest anunț și din toate cele 1000 de colecții, să știți că dacă ne uităm cum arată pagina inițială a Cultural Institute astăzi, vedeți aici Palatul Parlamentului. Este pagina de start, accesată de milioane și milioane de oameni în fiecare zi. Și Google, la nivel global, a decis că din mai bine de 1000 de colecții, cea care merită scoasă în evidență, este prezența Palatului Parlamentului din România. De altfel, este, să știți, primul parlament din Europa Centrală și de Est, care poate fi vizitat virtual pe această platformă. Un lucru care ne onorează și ne bucură foarte mult, de-aia vă subliniam la început, că este unul din acele zile speciale care ne bucură în mod particular. Ați intrat pe Cultural Institute? Câți din dumneavoastră sunteți familiarizați cu această platformă? Să știți că există un pericol dacă intrați, pentru că o să vă treceți ceva timp acolo. S-ar putea să vă placă. Sunt 3 categorii mari, Art Project, care înseamnă muzee din lume, ce pot fi vizitate. Historic Moments, spuneam despre colecția pe care am avut-o cu Televiziunea Română și între timp mai sunt și altele din istoria noastră. Și World Wonders, locuri speciale. Nu știu dacă unul din noi ajunge în Antarctica și poate să viziteze în persoană, dacă nu, poate să iau un prim contact. Sau să vadă Marea Barieră de Coral din Australia, vizitată de asemenea virtual și să-și facă o proprie părere. M-am gândit să fac o scurtă demonstrație despre ce înseamnă această prezență virtuală. Sunt lansate 2 expoziții, cum vedeți aici, Palatul Parlamentului și picturi din Palatul Parlamentului și o perspectivă realizată prin tehnologia de Street View, prin care putem să mergem prin Parlament. De altfel, este exact turul care se face public. Cei care doresc să viziteze vor vedea exact aceleași săli. Și dacă am putea să începem cu această vizualizare virtuală, Madalina, aș solicita un suport în acest sens, da, pentru a prezenta diverse săli. Se poate? Perfect. Ideal. Dar înseamnă că noi auzim astăzi exact ce aud cei care au un tur prin Palatul Parlamentului. Doar puțin. Atunci haideți să promitem că spunem ceva ce nu spune la nimeni, da? Și este între noi aici, în sala asta. Presa, bineînțeles că va ține numai pentru noi. Cum putem naviga? Foarte simplu. În stânga aveți acest panou în care foarte ușor putem să mergem dintr-o sală în alta. Cele care se colorează diferit sunt săli care pot fi vizitate. Avem mai multe nivele și o să trecem prin ele să vedeți care pot fi vizitate. Foarte simplu, cu un mouse, un touchpad, o tehnologie cu care suntem toți familiarizați. Asta este chiar sala în care ne aflăm la acest moment. Deci dacă am intrat în această sală, ceva e neregulă, nu știu de ce nu ne vedem. Glumeam. Dar câteodată primim această întrebare și pe Maps. Unde-i satelitul? Și ne înregistrează. E o înregistrare care s-a făcut în 2015, în luna mai. Martie? Perfect. Asta este o sală în care mi s-a spus să nu intru, dar vă las să descoperiți de ce să nu intrăm acolo, așa că nu o să intrăm de data asta.
Putem să spunem ceva despre sala în care ne aflăm? Oh, aici se remarcă în principal tapiseriile din, chiar din spatele dumneavoastră de mătase. Ele sunt făcute de mână. Aș putea să mă de altfel, sala aceasta care ne aflăm noi imită castelul Peleș din Sinaia. În sine, aici puteți observa atenția pentru detalii. Totul este foarte simetric în sala aceasta. Aici? Aici avem marmura roz. Marmura roz se găsește din puține locuri. Sala se numește Nicolae Bălcescu și avem marmura roz. Marmura roz se găsește în Italia, Portugalia și în România. Așa ca și trivia, 1.000.000 de metri cubi de marmură au fost folosiți pentru tot palatul acesta. Puteți să mergem și la un nivel de detaliu mai mare? La masca de radiator, da. Masca de radiator este făcută de mână din alamă pentru a imita modelul covorului. Deci, practic, fiecare element pe care îl vedeți din Palatul Parlamentului a fost special creat pentru sala în care se află. Nimic nu este întâmplător. Ok. Vedeți aici această bară de zoom cu care putem să ne apropiem sau să ne depărtăm, să avem o perspectivă mai largă. Putem să mergem aici? Aici ne aflăm în foaierul sălii de bal. Aici tavanul, aș vrea să vă atrag atenția asupra tavanului. Decorația imită Orientul Antic. Ne amintește așa cumva de poveștile Scheherazadei. E cea mai bogat ornamentată sală în ceea ce privește tavanul. Iar ce ne place nouă ghizilor în această sală e să aplaudăm. E un eco foarte puternic. Nu există ferestre. Trebuie să menționăm acest lucru că este unul din limitările unei tururi virtual. Nu? Dacă vrei cu adevărat să iei contact cu ce înseamnă ecoul din sala. Și uitați aici tavanul, de vă spuneam, de inspirație bizantină. Da, acela zoom pe care putem să-l realizăm. Aici ne aflăm în... Ne aflăm în Sala Unirii. Sala Unirii e cea mai mare sală din palat. Are o suprafață de 2200 de metri pătrați. Aici are loc în fiecare an balul vienez. De altfel, clădirea ca și totul, prin asta impresionează. E o clădire seriu de parlament, dar seamănă cu un palat din secolul XIX. Iar în principal sala asta este o dovadă a acestui lucru. Și avem și un covor imens aici. Covoarele sunt făcute pe bucăți. E un covor mare. El este asamblat. Ok. Haideți să încercăm un alt nivel. Înțeleg că la S2 este locul în care se țin regulate expoziții în fiecare lună. Exact. La momentul înregistrării era o expoziție de fotografie. Acum există o expoziție, sunt 10 autori ce expoziționează acolo. Uh-huh. Perfect. Se numește Constantin Brâncuș, sala de expoziții. Și este chiar la intrarea pentru vizitatori. Asta e un loc special? Sala aceea Rossetti. Sala aceea Rossetti, în primul rând, are candelabrul cel mai mare din palat. Cântărește 5 tone, realizat din cristal de Mediaș. Menționez de Mediaș, de altfel, toate materialele din palat sunt din România. Tot ce vedeți dumneavoastră aici este făcut în România de meșteri români. Capacitatea este de 600 de scaune, iar scaunele au piele naturală. Și ați văzut cât de ușor pot să merg într-un alt loc, pot să folosesc aceste mici săgeți ca să merg pas cu pas. Altfel, nu știu dacă ați văzut vreodată cum se fac aceste înregistrări. Este un cărucior plimbat de un om pe care este montată o cameră cu care înregistrează la nivelul 360 de grade, da? Panoramic. Și putem să avem această perspectivă. Și apoi sunt o grămadă de mici programele care pun cap la cap toate imaginele înregistrate și pot crea această perspectivă de plimbare virtuală. Apropo de realități virtuale, o să vă menționăm, acolo aveți niște cardboard-uri. Asta înseamnă, dacă puteți să credeți, o cască de realitate virtuală, care folosește nimic altceva decât telefonul pe care îl avem fiecare din noi în buzunar, cu softul care poate rula, un telefon, cu senzorii pe care are și pus într-un carton cu un sistem optic, dintr-o dată ne permite să fim într-o experiență imersivă și să vedem în tridimensional exact cum se află acel loc. Iar Street View permite acest lucru în funcție de cum mă întorc, să fiu ca și cum aș fi în mijlocul acelei sări. Și mai avem aici o sală importantă, din câte știu. Da, aici este o intrare a deputaților. Aici vedem statui ale diferiților oameni istorici, politici, care luptau în sine pentru emanciparea poporului român. Iar acea tapiserie pe care o vedeți în stânga este făcută de mână, însă nu se cunoaște autorul. Asta? Da, aceea, pe care vedeți. Aici? Aici ne aflăm la Muzeul Parlamentului. Muzeul Parlamentului prezintă efectiv o evoluție a instituției Parlamentului în România. Mai ales pentru cei care sunt interesați exclusiv de istoria parlamentară, e un muzeu
spectaculos. Avem chiar și hărți, acolo unde este cu cursorul. Este o hartă a României mari. Da? Ok, și ultimul nivel care putem să-l vizităm, în ce sală ne aflăm aici? Aici ne aflăm, la foaierul de intrare în sala Alexandru Ioan Cuza. Aici, ca și stil arhitectural, avem brâncovenesc, reprezintă renașterea perioadei culturii române, practic. Iar dacă intrăm acum în sală, vom intra în sala aceasta, Alexandru Ioan Cuza, cea mai înaltă sală din palat, o înălțime de 19 metri. Tavanul este, apare că vedem lumină naturală, dar de fapt este o lumină artificială, deasupra este un alt tavan. Și are și o fosa orchestrei, pot avea loc concerte. Cel mai recunoscut concert este al lui Yehudi Menuhin. El era dirijorul filarmonicii din Londra. Perfect, mulțumesc. Deci, cam așa arată o plimbare virtuală prin Palatul Parlamentului. Vă spuneam de aceste expoziții. Prima din ele nu este nimic altceva decât ca un play, care îți permite să treci dintr-o sală în cealaltă. Cu o proprie dinamică și să afli câteva informații despre respectivele săli. Și expoziția de picturi. Sunt peste 150 de picturi disponibile, care pot fi vizualizate cu toate detaliile și informațiile aferente. Dacă ne uităm la Nicolae Grigorescu, se poate face un zoom la fiecare pictură scanată aici, încât să observăm detaliile pe care probabil că nu am avea șansa să o facem într-o vizită normală a casei Palatului, a casei poporului, a Palatului Parlamentului. Alături de Palatul Parlamentului, de fapt, sunt și niște actualizări de la muzeele care au fost deja prezente pe Cultural Institute, Muzeul Buchental, a încărcat o serie de picturi la Ultra High Resolution, numim noi, o rezoluție foarte înaltă, care permit să vezi cea mai mică, cea mai fină atingere a pensulei pictorului. De asemenea, Mocănița, de pe Valea Vaserului, lansează și o aplicație disponibilă pe mobil, care îți permite să interacționezi cu această experiență și să vezi despre ce este vorba. Știți, în final, sunt experiențe virtuale. Nu pot decât să ne trezească puțin interesul, să vrem să știm mai mult. Și în mare măsură să ne convingi că acest lucru, această prezență a Palatului Parlamentului va contribui în aceeași măsură la a crește interesul oricărui român din lume sau oricărui străin din orice țară de pe glob, să vină și să ne viziteze. Și mă bucur să avem alături de noi pe colega mea, Agata Weisman, de la headquarter-ul nostru regional pe Europa Centrală și de Est, și să vă dea puțin mai multe detalii despre ce înseamnă Cultural Institute și prezența noastră acolo. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezență. Bun. Îi mulțumesc foarte mult, Dan, pentru această prezentare. Când am început acest proiect, nimeni nu credea în el. Într-o vizită te întâlnești cu un român din diasporă care îți spune despre Street View și îți propune acest proiect în aprilie 2014, trece aproape un an, secretarul general după aceea semnează în decembrie, în 2015 echipa vine și astăzi, în 2016, cât de greu se fac proiectele la noi, avem această mic tur virtual. Pentru un efort al Google Institute, al Google România, dar și al oamenilor pe care noi nu-i vedem și nu-i apreciem din Camera Deputaților, sute de oameni care muncesc aici și care fac aceste sări să arate așa și care au pus suflet și pasiune în toată munca pe care o prezintă celor care vor să vadă Palatul Parlamentului. Este Casa Poporului. Așa a fost denumit, așa este în discursul nostru popular, asta înseamnă că este a oamenilor. Noi dorim prin aceste proiecte și produse pe care le construim mulți oameni să vadă ce fac românii, ce au făcut în 30 și ceva de ani, cum au putut să construiască oameni simpli, pe care poate nu-i știm și nu-i vom ști niciodată, acest produs care reprezintă România și care este un brand pentru România, Casa Poporului. Noi dorim să fie cât mai mulți oameni care poate să-l vadă și să-l beneficieze, dacă nu au resurse financiare să vină până la București. Acest proiect va continua.
Noi îl vom upgrada în fiecare an. Avem deja un plan, încercând să deschidem cât mai multe săli pentru a fi vizitate. Dar este un efort pe care vrem să-l facem împreună cu Google și mulțumesc foarte mult. Lumea a fost exact așa cum mi-am adus aminte. Când m-a văzut cineva având prima dată un produs Google pe care azi îl avem fiecare, trecând de la navigatoarele noastre de la tradiționale la produsul Google pe care îl descărcam de pe internet și toată lumea a spus, nu este bun. Alții sunt astăzi foarte buni. Și pe aceea am văzut în timp că foloseau numai produsul Google. Și azi dacă te uiți, cred că jumătate din cei pe care îi cunoașteți și au, indiferent de telefon, au un produs Google în care își caută întotdeauna locul în care sunt și cum poți să ajungă într-o altă locație în apropiere când nu se descurcă într-un oraș sau într-o zonă. La fel, era o discuție pe care am avut-o cu câțiva colegi parlamentari care nu vor folosi niciodată produsele Google. Peste câteva luni de zile vedeam mândri venind la câțiva inci mare pentru că îmbătrâneau și nu mai vedeau bine. Mi-au arătat un telefon mobil, dar care, ce să vezi, era Android. Ei nu știau că, de fapt, niciodată nu o să folosesc produse Google. Android-ul, acest produs, este marcă Google. E trademark Google. Lumea schimbă conceptul și abordarea. Este important pentru noi, cei care înțelegem, am să vă, dacă tot este săptămâna de preînceput în Parlament, am să vă spun și noastră și presei un citat care mi se pare foarte important și mi-e drag mie, spus de Larry Page. Livrează întotdeauna mai mult decât se așteaptă cei din jur de la tine. Asta este un motto spre dorința pe care noi am avut-o și eu am avut-o când am ajuns ca și între camere deputaților, să schimbăm această imagine neplăcută a casei poporului și să arătăm că aici se lucrează, aici sunt lucruri frumoase, aici am depozitat o parte din istoria noastră pe care merită să o vedem cu toții, indiferent că avem 4, 5, 6, 7 ani când accesăm calculatorul sau suntem la pensie. Merită să vedem ce am construit în ultimii 30, unde am dus banii noștri în ultimii 36 de ani aproape. Deci îi mulțumesc lui Dani, mulțumesc și Agatei pentru deschiderea pe care a avut-o Google Institute, Institutul Cultural Google, ca să folosesc traducerea motamo, și vreau să mulțumesc tuturor pentru deschidere și sper mai mesti ei să înțeleagă că acesta este un produs pentru toți românii și pentru toți cei care vor să vină în România. Cu cât îl promovăm mai bine, cu atât arătăm partea frumoasă și lucrurile frumoase care ne fac pe noi să fim valoare adăugată în istoria Europei și în istoria lumii. Mulțumesc și dacă îmi dați voie o să vă invit pe Agata să vă prezinte ce face Google Cultural Institute și să-i mulțumim încă o dată pentru efortul pe care l-a făcut și deschiderea pe care a avut-o față de Camera Deputaților și Palatul Parlamentului. Acest proiect este un proiect extraordinar care trebuie să ne dea și nouă un moment de reflexie. Am încercat în ultimii 3 ani de zile să intru în parteneriate pentru a crește veniturile acestei instituții cu foarte multe companii în care statul român are contribuții pentru a vinde imaginea casei poporului. Cu bani care sunt să putem să o întreținem. N-am reușit. Dar am reușit, în schimb, într-o discuție cu un român din diaspora, să ajungem la oamenii care înțeleg astfel de produse vizionare și după un an și aproape 2 ani să putem să... 2 ani aproape. Să putem să avem acest tur virtual al Palatului Parlamentului. Agata, please. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I'm delighted to be here. My daily mission at Google is to make sure that Central Eastern Europe knows how to leverage the internet tools to grow economically and to grow socially and culturally. So today I'm extremely pleased to be part of this event that is an occasion to celebrate the historical and cultural heritage of the Republic of Romania and make it available online through the tools that we have available on the internet. Let me tell you a few words about the Cultural Institute, because as you have
heard earlier from Dan, Romania is one of the countries very prominently visible with its cultural institutions on this platform. And this year is a very special year for the Cultural Institute of Google. We are celebrating the 5th anniversary of the platform, and we are also, with the joining of the Romanian Parliament to the platform, celebrating already 1,000 partner institutions from all over the world being present with their content on the platform. So this is a very special moment for us, and I'm thrilled that such a unique place as the Parliament of Romania and being such a unique also building and such a unique place, as you mentioned, Mr. Chairman, a place that tries to reach out to people and bring people to this location, is going to be accessible on the platform as of today to the audiences worldwide. In Central Eastern Europe, we already work with 80 partner institutions. In Romania, out of which there are 11 institutions from Romania. I am very thrilled about these results because Central Eastern European countries are the countries that have been with our platform from the very beginning, from its very inception, including very prominent Romanian institutions. And I think it's also for me personally, and I think for all of our teams working on the project, it's especially rewarding because we are able to really make sure that the amazing heritage of this region is visible now online alongside all the highlights of culture, history, world wonders of the whole world. The access that internet and platforms like Cultural Institute provide is to audiences around the world is quite immense. So I wanted to thank very much to you, Mr. Chairman, to your team for putting so much heart to make this amazing set of exhibition happen, and I look forward to continued cooperation. I also wanted to thank the Google teams, the immense number of people who put their heart to actually make this happen also on our end, and I believe that this partnership between cultural and historical heritage and new technologies is something very important in three dimensions, I would say. First of all, internet is a way to connect, I believe I heard the word diaspora a few times. It is a way to connect to populations of our countries, of Central Eastern Europeans scattered around the world. This is one function. Secondly, it's a very important tool to reach with the cultural historical content the new generations who naturally use in the internet as a point of reference for their research, for their gathering of knowledge around about the world. So that's quite important part of the cultural mission to actually use the internet to use the younger generations. And thirdly, it is an increasingly important tool for boosting tourism. How would people around the world learn about the amazing heritage and amazing attractions that our countries have available for them than by internet? So for all those three reasons, I'm very pleased that with tools like Cultural Institute, we are able to contribute a little bit to fulfill this mission. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Vă invităm să invitați pe colegii noastre, pentru că știu că fiecare dintre angajați reporteri, cameramani, aveți câte un prieten sau aveți noastră pagini de Facebook, unii de Twitter, alții de Instagram. Vă rog frumos pe toți pe Google să accesați și să trimiteți acest link. Este important pentru noi să-l distribuim în toată lumea. O idee de la un român din diaspora. Mulțumesc Google Institute, mulțumesc Dan, mulțumesc Agata. Vă urez o zi frumoasă.